Astăzi suntem în casa lui Cosmin și Mari, o familie minunată cu 6 copii. Am apreciat foarte mult la Cosmin și la Mari, sunt doi tineri care, deși au condiții grele de trai, au ales să crească copiii, au ales să nu se despartă de ei, le-au oferit tot ce au putut, dar vrem să aflăm un pic din povestea voastră. Avem o familie destul de frumoasă și pentru ei ne luptăm și încercăm ca să le oferim un viitor mult mai bun decât am avut noi. Am fost plecat și în străinătate ca să le pot oferi un trai decent. Acolo n-am reușit, a fost numai minciuni. N-am putut să le ofer mai nimic la copii. Una se zice acolo, una e de acasă. Dar acum ai reușit să te angajezi în țară. Și acum da, iarăși sunt angajat în țară. Lucrez pe partea de chinichigerie. Mă doare sufletul că nu pot să le ofer. Că n-am de om. Sunt zile când nu mai avem ce le pune pe masă copiilor. Și atunci e foarte greu, pentru că copiii cer și nu avem de unde. Au fost momente când mi-au cerut de mâncare sau ceva dulce și nu n-am avut să le dau. Și ce ați făcut în momentele acelea? M-am rugat la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, în ziua aia, momentan nu am, dar a doua zi Dumnezeu deschide o cale și ne arată și îmi dă atunci Dumnezeu. Nu ne-a lăsat niciodată. Dumnezeu chiar există. Alaltă seară mai aveam două felii de pâine în casă și aveam margarină și astea, două felii de pâine, am încercat să le împărțim la toți, egal. Și Dumnezeu a făcut în așa fel de le-a văzut să pui pe toți. Și atunci când, asta e cea mai mare bucuria noastră, când îi văd sătui și așa, atunci și eu sunt sătul și soția. A fost un graj de aici, m-am împrumutat de l-am făcut. Practic este bolovan, pereți de bolovan, a fost un graj. Și noi l-am făcut cum am putut ca să fie decent pentru copii. Nu avem condiții, apă de trai decent. Ne spălăm curândul aici, de gătit am improvizat pe un hol afară, am pus un aragaz și acolo tragem și noi de el cât putem, gătim acolo. Din cauza la umiditate și la astea avem și insecte, gândaci de bucătărie. În zona voastră, aici, iernile foarte geroase și friguroase. Cu lemne ne încălzim și nu avem. Avem foarte puține, tragem de ele să aprindem seara foc, când se lasă gerul. Cum ar arăta o iarnă fără lemne pentru noastră și copiii noastre? Groaznic. Groaznic. Să aibă căldură, în principiu. Că înghețăm de frig, practic, murim de frig. Acele momente n-au fost doar un moment când ne-a fost greu. A fost N momente. Am face orice ca să ne putem oferi și nu avem. Ce ar însemna, Mari,
pentru voi o mașină de spălat de vânt. Ți-ar fi de folos? Mi-ar fi foarte mare, de foarte mare folos, pentru că n-aș mai spăla cu mâna. Uneori fac rând la mână. Adică e destul de greu, că, mai ales că spălăm cu... Sper de trubedez. Da. Da. Apă încălzită pe aragaz, uneori nu se termină și butelia... E greu, foarte greu, pentru că mă scutește mult. Cele mai mari nevoi ar fi pentru copilași. Pe fiecare zi să ai, avem din ce le face mâncare, să aibă necesarul. Important asta este. Pentru ei, că noi suntem oameni mari și atunci noi ne mai lăsăm pe noi pentru ei. Așteptările mele sunt mari, dar cu slabe șanse pentru a reuși ceva în viață. Ați reușit să ajungeți și pe la noi. Dumnezeu și că ne-ați făcut o mare bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne-am rugat la Dumnezeu, deoarece ne-am uitat la dumneavoastră, la proiectele dumneavoastră și am zis: Doamne, fă cumva ca să vină oamenii ăștia să ne facă și nouă un bine. Pentru că chiar avem nevoie. Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă binecuvânteze. Întreaga asociație. Vă mulțumim din suflet. Thank you.